Hai, salutare și bine ai venit la 3-2-1-Mix, emisiunea în care am invitații speciali lângă mine și mixăm cot la cot o băutură senzațională. Lângă mine o am invitat pe tequila Bianca Dam. Te rog, vino aici lângă mine, doamnelor și domnilor, în toată splendoarea ei. Domnișoară, azi o să faci o băutură, o să mixezi o băutură. Abia aștept, n-ai idee. Chiar nu mă pricep de la mai mult decât vodka cu, cu aloe vera. Ok, și cu atât. Gheață. Și câteodată și fără gheață. Da, e cam tot ce știu. Vodka cu aloe vera. Spuneți-ne în comentarii dacă ați băut băuturile asta, pentru că tequila o bea. Și ar fi interesant să vedem reacțiile voastre. Ei, azi o să facem ceva puțin mai complex de atât. O să facem un gimlet, un vanilla gimlet. Este o băutură. Gimlet este o băutură care conține gin și puțin fresh de lămâie. Dar până acolo va trebui să te îmbrac cum sunt eu, cu un shorts din ăsta. Cum înțeleg, olo. A făcut ea analogia, s-a uitat pe aici prin studio și a văzut niște shorts-uri. Dar ca să poți să-ți alegi un shorts de acolo, să ai un challenge. Ok. Sunt shorts-uri cu supereroi și shorts-uri mai așa, mai shorts-uri pe care, exact, pe care să le aleg eu. Așa că vreau să-mi zici un număr de la 1 la 8. 4. 4. Și numărul 4, 1, 2, 3, 4, este o piramidă. Fii atentă ce trebuie să faci. Trebuie să faci piramida asta. Deci trebuie să construiești, stai așa puțin, ai un minut la dispoziție. Ok. Să construiești o piramidă din aceste 3 bucăți. Stai să mă pregătesc un pic. De lemn. Dacă reușești să faci asta, ai voie și ai dreptul să-ți alegi un shorts de acolo, din cornerul ăla. Dacă nu, o să-ți aleg eu unul. Ești pregătită? Sunt, absolut. 3, 2, 1, start! Ia să, 3, 2, 1, mix, de fapt, era. Mamă! Pare super ușor, știi? Că sunt 3 bucăți. Nu cred. E o piramidă? O piramidă, dar să o faci pe masă aici, pe blatul de lucru. Okay. Pe blatul nostru de lucru. Să știi că am stat într-o noapte și am încercat să le fac pe toate, pentru că sunt 8 astfel de puzzle-uri. Ceva cumva se întâmplă. Nu, cred că alegi. Nu te lăsa, mai ai 30 de secunde. Da. Pff. S-a terminat. Ce? Nu cred că este. E sigur? Asta e... Nu da? E... Da. E ceva la mijloc, nu mai cred. Mai ai 15 secunde, mi-arată, din producție. Asta face parte dintr-un test IQ, că îl pic. Băi, da, cumva da, de seama, trebuie să potrivești aceste 3 bucăți de lemn, așa fel încât 5, 4, n-are nicio bază. 3, deci tu mai mult ai stat și te-ai uitat la fiecare în parte, în loc să le pui, să le așezi. Da, am analizat, dar deci nu erau, stai așa cum erau, deci pe bune că, dar nu mai știu, pe bune că nu mai știu. Anyway, nu mai puteți, ai pierdut. Hai pierdut, bun, hai aici la colțul cu shorts-uri. Și o să-ți aleg un short. Dar ce short să-ți aleg de ție? Unul mai așa. Uite, o să-ți-l pun pe ăsta. Superb. O să-ți-l pun pe ăsta, nu de alta, dar noi o să... Noi o să mixăm. Hai că ai mușchi, adică dacă era Dorian Popa, eu zic că... Dacă mergeam așa la sală, nu mai lucra astăzi așa tare antrenorul. Stai așa puțin. Că am venit cu febră aici, n-ai idee cum am coborât scările. Da? Și uite de ce, nu știați voi ce zace sub bluza asta. Dacă făceai puzzle, uite, aveai acolo supereroi, l-aveai pe Spider-Man. Mamă, pe... vine să zic că haide, când lăsați în jos, încet, țineți mușchi acolo. Hai mă, că ești bine. Vine să zic huț. Huț, Jone, dacă era Dorian, el. Superb. O să vină și Dorian la noi în emisiune. Superb. Și cred că, nu știu dacă o să treacă testul, o să vedem. Dar hai să trecem la băutura. Mamă, altfel mă simt, parcă sunt mai pregătită, sunt de altceva. Ești în forță. Da. Bun, spuneam că azi pregătim o băutură, se numește Vanilla Gimlet. Gimletul este o băutură care are o bază alcoolică de gin și are puțin fresh de lămâie. Aduceți vanilla încoace. Da, nu aduceți fresh de lămâie, că noi facem un twist după gimlet. Da, asta practic ce e? Este un sirop de vanilie. Asta o să facă diferența în băutură. Okay. Așadar, Bie, primul lucru pe care îl facem, punem gheață în paharul ăsta ca să ținem paharul prerăcit. Da? Deci o să punem... Pam, niște gheață și ne-l punem aici în față, uite, pui lângă al meu. Ce? Să țină paharul prerăcit? Da, adică trebuie să fie rămâne deci rece? Să povestim, o să povestim chestii interesante despre băutură, despre noi. Pe mine mă și interesează că mi se pare fascinant, ce tare. Ar trebui să fie mai mult, nu să fie așa cu vârful un pic. Da, știi de ce? Pentru că cu cât este paharul mai rece, cu atât ne menține băutura rece, știi? Asta e o chestie interesantă. Am înțeles, ok. Bun, mai departe, pentru că voi n-aveți acasă un shaker și aveți cu siguranță un borcan, o să mixăm băutura în acest chiar borcan. Chiar voiam să te întreb,
că vreau să facem chestia aia așa pe care așa o facem, da, da. Cu da, asta da, putem să facem cu asta da, ce da, tare. Da, puneți și tu în față acolo, în dreptul tău, pentru că urmează să punem toate ingredientele în acest burcan. Bie, tu ce mai bei acasă? Ce mai faci? Sau când mergi undeva? Ce ceri la barman? Barman, fă-mi și mie, te rog, un... Ce-i Cuba Libre. Și ai o preferință la rom sau îți place romul alb? Romul? Nu am preferință, am preferință doar la vodka. Las că te învăț să-ți faci o Cuba Libre demențială. Nu știu nimic despre... De-aia am venit aici. Ai venit la fix, a venit la fix. La tot fixa. Ce trebuie să fac cu vodka, pentru că am deja foarte mult acasă și vreau să fac chestii. Același lucru pe care îl facem cu ginul, poți să faci cu vodka. Superb. Să faci o vodka sour cu influențe de vanilie, spre exemplu, știi? Notat? Superb. Așa că puteți să faceți și voi acasă exact ce facem noi aici. Așadar, avem shaker-ul nostru, care este unul traditional, așa, ni l-am pus în față. Urmează să mergem cu ingredientele și avem o ceșcuță, pentru că cu această ceșcuță o să contorizăm practic ingredientele. Ai acel mic măsurătoare de bar, da, noi îi spunem jigger, dar n-are nimeni acasă o măsurătoare de bar. Așa că o ceșcuță de espresso are undeva la 60 de mililitri. Okay. Și o să punem o măsură de gin. Ce tare arată. Da, o să punem, uite așa, o ceșcuță de gin full și o punem în borcanul nostru. Cu ce precizie, toarnă acolo, să nu scape nimic pe jos. Este alcool și este sacru. Bun. Bun, am pus ginul. Fii atentă, punem borcanul, îl punem așa mai într-o parte, că avem nevoie de cutting board-ul ăsta. Okay. Pentru că urmează, ce crezi că urmează să punem acum? Să tăiem lămâi. Să tăiem lime-ul, exact. Da, mă, dar vreau și eu să fac cumva, să o pun aici, nu așa, să ceva. Uite ceva. Așa, fă-i așa, fii atentă. Fii. Gata. Crezi că avem vreo 4-5 camere aici, să nu... Să rămânem cu 3. Facem așa, ca să scoatem mai mult jus din lime-ul ăsta. A, deci nu e doar așa, că am văzut că... Nu, mai nu, facem șoc mecanic. Bărmănie așa. Știi, să îl roluim așa, da. Așa, și devine, el devine mai moale, da, și mă, poți să scoți... Da, mă, uite cât am eu mâna, ce fac? Păi, deci, faci mai repede puțin. Da. Asta e, bun. Acum o să tăiem lime-ul în două. Ok. Ai grijă la degete. Și o să stoarcem jumătate de lime în borcanul nostru, dar înainte să stoarcem, o să înțepăm cu cuțitul pulpa să ne fie puțin mai ușor. Ok. Ok, și acum pe lama cuțitului facem chestia asta, pe care o facem și atunci când mâncăm pește, știi? Chiar dacă o faci, că eu nu știam de asta. Chiar dacă o să cadă pulpă sau sâmburi de lime înăuntru, lasă-i acolo pentru că o să vezi, o să n-o să ajungă în paharul nostru. Stoși bine, pentru că avem nevoie... Ce-i de treaba asta cu lama cuțitului? De mori eu nou. Voi știați de asta? Ia scrieți-ne acolo în comentarii și dacă mai aveți alte tips and tricks legate de ciclice. Wow. Bun. Wow, așa, deci avem două ingrediente până acum. Avem baza alcoolică și ingredientul sour, ingredientul acru. Da. Noi avem nevoie de vreo 20 de mililitri de sirop de... Mă interesam și simțul ăsta. Exact, exact. E mai puțin de jumate. Poți să copiez? Te rog. Acum, dacă voi vreți să simțiți aroma puțin mai mult, puteți să puneți 30 de minute. Dacă vreți o altă aromă, cum ar fi raspberry sau strawberry sau, nu știu, mure sau ce cafea? Vreți voi. Sau cafea cu gin. Mie îmi plac chestiile cu cafea rău de tot. Da, dar lămâia cu cafeaua nu e cea mai bună combinație. Ok, nu. Da. Uite, de asta fac eu vlogging. Deci punem cantitatea de sirop, o punem în borcan. Oh my god, cred că e foarte tare ce fac aici. Noi de obicei la emisia 3 de 1 Mix nu folosim foarte multe ingrediente. Folosim 3 ingrediente maxim. O bază alcoolică, sour-ul și în cazul nostru... Care e băutura cu cele mai multe ingrediente pe care ai făcut-o vreodată? Băi, să știi că asta e o întrebare foarte des întâlnită. De obicei cele mai bune băuturi au foarte puține ingrediente. Ok. Știi că toată lumea crede că atunci când vine vorba de cocktails, mamă, să vezi ce mi-amestecă ăla acolo la bar, îmi pune și de-aia și de-aia și de-aia. Gen Long Island. Da, Long Island, exact. Mie mă omoare, nu, mă duc acasă după un pahar de asta. Este... E o nebunie. Bine, avem borcanul cu toate ingredientele, trebuie să punem gheață, ca mai apoi să facem acel shake energic, da? Ok. Hai cu gheața. Chiar dacă n-aveți scafa asta, puteți să puneți cu mâna acasă. Da, puneți
cam 3 sferturi de borcan. Știi așa. Că eu când îmi prepară cineva băutura, mă uit la și cum pune gheața, gen, mă fascinează că face chestia asta și o acoperă așa, nu știu, toate mișcările. Mi-am intrat așa, sunt foarte atentă tehnica, pe ele și îmi place foarte mult să urmăresc. Dar uite, să le spui, când te duci la un bar, să zici, băi, uite, vreau și 60 de minute de gin, cu puțin, da, cu o jumătate de lime și puțin sirop de vanilie. Sau ce sirop ai? Vreau și eu 60 de mililitri, ce? 60, să dea Domnul să vină vremurile astea, jur. Deci, așa să te audă Dumnezeu. Bun, securizăm borcanul nostru. Bine, și acum... Crezi că am pus destul de gheață? Ai pus, da. Da, okay. Deci am impresia că ai pus destul de puțin ingredient. Dar vedem la final. Vedem până unde umpli paharul. Ok. Hai să ne mulțumim, da? De ce fac barmanii treaba asta? Asta! Sus și jos, gen, e... Da, este shake-ul mai multe puncte. Japonezii fac shake-ul japonez care e în 3 puncte, lovește în 3 puncte. Bun. Eu zic că suntem ready. Are o cremă așa, are un pic de spumă, asta... Eu zic că am fost energică. Ai fost energică. A fost bine. Păi bun. Și ceva cu asta, când asta, mi-e place asta. Ai, am pus-o așa acolo, sincer. Am pus-o așa ca să te derutezi, da. Uite, hai să încercăm să facem mișcarea asta. Ok. Uite, mă, că aproape iese. Tăiem. Da, asta era pentru stări, să facem, uite, spre exemplu, ca să răcim mai bine paharul. A, deci faci o chestie. Da, da. Nu punem așa ustensile pe aici să ne inducă în eroare. Ce nice. Dar nu pot să trișez? A, ok, nu pot. Am înțeles. Nice. Nice, nice. Ce o să vezi acum, pentru că o să aruncăm gheața din pahar și uite ce mișto. Chiar doar am răcit paharul? Doar am răcit paharul, da. E vorba de detalii. Dar l-am răcit degeaba în cazul tău, că tu l-ai luat de aici. L-am încălzit, nu? De asta are picior. Și face de multă fizică la mijloc, nu pot să... Bun, avem o strecurătoare. Da? Și luăm borcanul nostru, shakerul nostru, stai să-mi fac. O să vezi că o să ne rămână pulpa și restul de... Stai așa să-ți fac un pic de loc aici, că o să... Așa. Și strecurăm toate ingredientele. Ia să te văd. E foarte bine. Exact cum trebuie să fie un gimlet. Știi ce trebuie să mai facem? Trebuie să facem garnish, trebuie să mai facem decorul. Dar de fapt decorul o să facem în jumătatea care ne-a rămas. Okay. O să tăiem un colțișor din ăsta așa. Uite-l, finuț, micuț, nu foarte mare. Că e... Deci că a trecut mașina peste el. Ia, acum e bine? Aia. E bine, nu? Da. Ideea e că el cu cât e mai discret, cu atât o să arate mai bine, pentru că paharul este unul elegant. Bun. Bun, arată bine. Arată bine și la cantități ai fost acolo. El, uite până unde, el exact... Nu, sunt foarte mândră. Cu 2 mm. Bine, tu efectiv ai... Nu pot să cred că ai... Bine, hai noroc. Hai să vedem ce am făcut aici. Să vedem dacă am făcut o treabă bună sau nu. Noroc, mă bucur tare mult că ai venit la 3 de un mix. Și eu mă bucur că am învățat să fac așa ceva incredibil. Și sperăm și voi să mixați băutura asta, că azi se pregătește foarte ușor acasă. Hai să vedem. Nu, n-ai cum. N-ai cum. Nu super ai easy. Cum. Da, e fresh așa. E fresh. Să-ți faci într-o seară. Știi când vin prietenii la tine și zici, bă, nu, mă, hai să vă fac eu ceva. Superb! Nu pot să găsesc ce este fresh. Este fresh. Unde găsesc asta? Mi se pare singura chestie. Se găsește la hipermarket. Nu dăm nume, dar îl găsiți siropul de vanilie. Uh-huh. Da, puteți să puneți la fel sirop de mure, orice fel de sirop. Doamne, spune-mi, te rog, cum pot? Dar stai așa, înainte să spun eu cum poți, spune-mi tu ce cantități am folosit. Ia să vedem, mai știi? Mamă, e testul de la sfârșit de examenul. Exact, da. Come on, am spus. Ok, a fost așa. Prima dată, stai să mi-am amintesc procesul. Nu, a fost gheață în pahar. Da, dar la cantități, că gheața, come on, la gheață... Trebuie să ții minte. Okay. A fost asta 60 de mililitri de rom. Am stricat din prima?
Nu pot să cred. Cum rom? N-am fost mult de rom. Cum rom? Mă, cum să-mi dau Jäger înainte să mă pui întrebări după? Uite, mai mirase puțin că poate... Poate și ați dat seama. Am zis rom și vorbeai despre gin, efectiv. Exact. Credeam exact. Că zici că nu a fost rom, a fost vanilie. Și am vorbit de Cuba Libre. Nu, nu pot, sunt vlogger, lăsați-mă. Bun, de gin, 60 de minute de gin. Notați-vă, da? 60 de minute de gin. Așa. După aia 20 de sirop de vanilie. Da, 20-25, depinde cum, cât de mult vreți voi să simțiți aroma. 30 la cum am pus eu. 20-30. Ai pus bine. Acum ceva mai puțin, a dar nu, nici acum nu știm ce ai pus. Eu zic că ai pus bază alcoolică mai puțin. Ai pus mai puțin gin. Anyway. Așa, 20-25 vanilie și... Atât, nu? N-am mai pus nimic. N-am mai pus lămâie. Lime. Lime, da. Așa, și gheată. Da, și o jumătate de lime, da? O jumătate de lime. Toate amestecate într-un borcan. Shake energic. Shake it, don't fake it, cum ar spune barmanii profesioniști. Gata, mă, nu mai uit. Gata, deci a fost gin 60, 25, 30. Gata. O știu. Bun, bun. Zine o întâmplare funny la beție, dacă. Wow! Poți, dacă nu, dar scurtă. Una. Scurtă și nu știu, cea mai întâmplare. Ia să vedem dacă cea ai. Mai întâmplare, stai puțin. Uite, am o poveste. Nu am foarte multe întâmplări, că cumva la orice beție a mea am avut un minim de conștiință acolo. Și n-am foarte multe întâmplări, dar am povești ale beției, adică jocurile prin care ne îmbătam. De exemplu, eram odată în vamă, da. Și am făcut un joc cu o prietenă, ca de la primul, bine, nu încercați acasă și nici în vamă, sincer. Ne-am făcut planul ca într-o seară, fiindcă era una dintre seriile în care ceilalți prieteni nu mai avut chef să iasă, am rămas noi două și am zis trebuie să facem ceva crimă. Și ați uitat pe Google. Nu, dar atâta ne-a dus pe noi capul, nici măcar nu ne-am influențat nimeni. Și ne-am propus ca de la primul bar, de unde începe acolo, până la capăt, deci practic până pe toată plaja, să ne oprim la fiecare bar în parte, să spunem ce am băut înainte, ce shot am dat înainte și să crească gradul, efectiv, să fie din ce în ce mai tare. Recomandare, așa. Da, și am început de la Cozonac și la următorul și la următorul. Și ați ajuns până la final? Până la final. Finalul a fost un shot flambat. La care punea chestii, șervețelul ăsta peste, da, pe da, care da. Le inspiri și apoi dai shot-ul flambat. Doamne, să nu faceți asta niciodată. Nu, nu, efectiv să nu faceți asta, doar vă povestesc. Nu. Orice ia foc nu este ok, adică nu e ok în primul rând să dai foc la băut. A, serios? Se pot întâmpla foarte multe accidente, știm o grămadă de accidente și noi nu recomandăm. Știi că noi avem și școală de barman și vorbim tot timpul despre a avea grijă de oaspeții noștri, pentru că noi le spunem la toți oaspeți, la noi nu sunt clienți, știi? Adică atunci când ai un oaspete, e ca atunci când vine cineva la tine acasă și dai tu ce ai mai bun. Asta e tare. Bine, și barmanii din vamă cred că consideră că ăla e cel mai bun. Până la urmă, noi ne-am dus și l-am cerut pe cel mai hardcore în momentul ăla, știi? Da. Cumva trebuie să ai grijă de el și când îți părăsește locația, știi? Nu numai în locație. Că în locație, nici eu n-am mai avut atunci de mine. Băi, îți mulțumesc mult de tot că ai fost aproape de mine. Vreau să vă spun că avem un giveaway pentru voi. Avem o trusă de bar din asta, așa mișto, care o să fie semnată de mine și de Bia. O semnăm și o să ajungă la unul dintre voi. Trebuie să dați în comentariu la acest clip și să ne spuneți o întâmplare de-a voastră, o întâmplare funny, iar eu cu ochiul meu o să trimit acest bar kit la unul dintre voi. Da, semnat, o să aveți așa semnătura noastră imediat. Dar eu îți mulțumesc maxim de mult că ai fost alături de mine și sper că te-ai bucurat și tu aici alături de mine de băutura asta. Eu zic că au ieșit două băuturi senzaționale și este cumva altceva decât acel pahar de vin pe care îl bei acasă sau berea aia pe care o bei acasă. Asta da. Este și ideea emisiunii. Noi vă mulțumim mult de tot, vă pupăm și ne vedem data viitoare cu un nou alt invitat. Ciao!